Bună ziua tuturor! Astăzi, 13 septembrie 2013, am venit la școala Teodor Mureșanu, unde am avut prilejul să fim primiți de doamna directoare, ca să vedem dacă școala Teodor Mureșanu este sau nu pregătită pentru începutul anului școlar. Cred că putem să luăm câteva cadre din clasele copiilor, ca să fim siguri că școala este pregătită, nu, doamna directoare? Școala este pregătită, așteptăm cu drag să ne vină elevii și noi credem că o să fie un an cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut. Știm că anul trecut a fost o premieră la dumneavoastră. Ați avut cel mai mare număr de șefe de promoție. Sau... Da, dacă doriți, puteți să-i avem aici 5 șefe de promoție cu media 10. Și pentru că de atunci n-am mai abordat subiectul, ne puteți spune fiecare dintre ele, vă numesc că intrați cu notă maximă la facultate. La liceu. Două dintre ele au intrat cu 10 pe linie și celelalte cu 9,96, 9,98. Și exact la liceu pe care și le-au dorit fiecare. Deci sunt premiante și am primit și o diplomă de felicitare de la Consiliul Județean pe acest motiv. Deci suntem foarte mândri de copiii pe care i-am avut și pe cei care i-avem în continuare. O directoare, vă rog să ne arătați câteva clase, să vedem. Aici sunt clasele sau da, nu, nu am oprit. Thank you.
Și... Da, da, lasă-mi tu. Integrate sub formă de joc. Pregătitoarea. Și numai până la anumită vârstă primiți aici. Da, ați depășit faza aia. Asta este. Dar chiar vreți puteți să încercați. Da, încercați. Aici am hărți. Clasa întâia manual de matematică. Nu i-am făcut, era aritmetică, era făcut. V-am spus că s-o schimba substanțe și mă gândeam. Dar în momentul în care începe școala, se deschid la mine zilnic, așa că nu mai îi lasă atunci aseară. Decât frumos. Dar nu voi închis. V-am găsit, am venit astăzi într-o vizită inopinată să vedem dacă Colegiul Tehnic Turda este pregătit pentru deschiderea anului școlar 2013-2014. Sigur că da. Este pregătit, nu fie pregătit, de asta suntem aici. După cum vedeți, școala abia așteaptă să se primească pe noi elevi, care, până la urmă, chiar cu mai greu puțin, au reușit să umple toate cele 5 clase care le aveam pentru acest an școlar. Să fim una dintre școlile care și-a făcut anul de școlarizare. Îi aștept pe elevi să fie cel puțin la fel ca și anul trecut școlar. Chiar dacă mai e anul acesta. Când cel mai bun, așa a spus și domnul inspector școlar general, cel mai bun rezultat al învățământului Clujan din anul 2012-2013 a fost medalia de argint la Olimpiada Internațională a proiectelor de mediu din Istanbul. Cel mai bun rezultat al învățământului Clujan și am avut plăcerea să fie doi de la mediul de la școală. Ei au fost și recompensați pentru asta. La BAC-ul a fost mai ușor, fiindcă ultima probă, proba de biologie, care se pleta pentru proiectele de mediu, cum au procurat, le-a fost recunoscută de către ministrul din nota 10. Așa că le-a fost mai ușor cu română și matematica să-și ia bacalaureatul. Procentul la BAC a fost unul frumos, bun, zic eu, peste media pe țară, cu mult peste media școlilor tehnice. Cu toamnă, cred că ar sări, deci peste 75%. 75% de puncte procentuale la o școală tehnică, eu cred că este în regulă, este bine. Mai ales că nu toți absolvenți unui școli tehnic, unui liceu tehnic, unui colegiu tehnic, nu au ca finalitate să meargă la o facultate, neapărat două, să mă refer la cei de la pe ruta progresivă sau cei de la Seram, care, în finalitate, este alta, o școală policială, o școală de maestri, trebuie să mai și lucreze, că cineva mai nu mai avem lucrători, ține astăzi, avem numai, cu toate că în toamnă, așa nu știu, trebuie să cred că n-am observat acest lucru. Cea mai mare medie la bacalaureatul de toamnă din Turda a fost dată de către un elev de la Grea Școală, un elev care termina la Sena. Să vedeți că se poate și un seralist să termine și să aibă cea mai mare notă la bacalaureatul de toamnă. Deodată a fost pentru mine mare, foarte mare surpriză și foarte plăcută. Oricum era el bun. Să vedem școala. Școala este
Să spun așa, cum știți, la noi la școală fiecare profesor își are carnetul lui. Faptul că fiecare profesor își are carnetul lui duce la o mai bună conștientizare, că fiecare știe că ce are acolo, fiind al lui, are grijă de el, are grijă să nu se întâmple nimic. De exemplu, în acest an, n-am mai avut niciun scaun rupt, cum fiecare an înainte avem probleme. Nu mai am nicio tavă spartă, nicio masă măzgărită, fiindcă e ca și când a venit cineva la tine în casă, nu-l lași. Iar în pauză nu mai este timp să facă, cum să spun, acele mici jocuri copilărește. Câteodată, țin minte și eu am jucat un lapte gros când eram copil și țin minte acolo 7-8 ani s-a făcut din asta o știre. Ha, nu știu să joacă lapte gros. Asta este. Dar nu mai este timp acum. Acum este bine să se aerează. Pleacă dintr-o seară în alta. Nu mai sunt... Le este puțin mai greu. Știi de ce le este mai greu? Le este mai greu fiindcă trebuie să-și lucre gheozdană cu ei. Dar dacă... Visele mele, dacă aș vrea pe coiloare astea dată să văd și niște dulapuri și fiecare să-și poată lăsa acolo, în dulapa lui ar fi bine, cu toate că... A rămas cea mai mare școală din Tulta, asta trebuie să știe primăria municipiului. Avem 900 de elevi, poate peste, aproape dublu decât celelalte școturi de mea. Avem și greutățile noastre. Greutățile noastre sunt cele fiind școală mare. Cheltuielile de întreținere sunt mari, bunesc că știți, dar asta este. Acestea cresc din mai multe motive. Cresc și din faptul că e școală tehnică și folosim multe. Păi numai 150 sau 200 de calculatoare sunt în toată școală. Acestea cât consum, cât curent consumă. Sau, în sfârșit, celelalte aparate. Pe de altă parte, este mare școala. Sunt 6 corpuri de clădire. Să le încălzești pe toate. Să le... Chiar dacă prin proiecte noi am reușit să schimbăm ceva la centrală, să punem geamuri termopane, să reabilităm un acord de clădire, toate numai prin proiecte. Tot este mare. Cu toate că, la un sfârșit, mai sunt și alte cheltuieli, mai se și internatul. Eu zic să mergem să da, de asta zic. Am încercat multe lucruri să vedeți, să vedeți. Deci nu, noi ce am făcut? N-am angajat firme care să ne facă igienizarea. O să vedeți, totul este retușat de către muncitorii din școală. 3 muncitori sau 4 pe care îi avem. Și arată bine, zic eu. Sper să vă placă. Hai să vedeți. Nu v-am spus. Începând de fapt, am implementat-o de anul trecut. Două proiecte. Un proiect este că intrarea în școală, ne-am gândit la securitatea elevilor. O să vedeți și la intrarea în școală și aici, și la uși, fiecare elev are o cartelă. Pe care și-a plătit-o. Dar au fost 10 lei, să spunem, cei de... celelalte calculatorul și celelalte, astea ne-am făcut noi. Da, și părinții sunt liniștiți că în școală nu intră persoane străine, nu intră, sau cel puțin nu prin intrarea principală sau nu de bunăvoie. Portalul recunoaște acum persoanele care și la intrare fiecare elev are cartelă. În plus, se înregistrează ora la care vine și ora la care pleacă. Fiecare elev trebuie să-și cartela să o activeze la intrare și la ieșire. În felul acesta încercăm să reducem și absenteismul. Fiindcă nu poate ieși dacă, în sfârșit, avem camere de la poartă. Am pus în plus și în corpul de aia am pus acum. Și profesorii au, acum sunt deschise tot ușile, dar fiindcă nu, se fac că se mai face curățenie. Dar
Asta e un proiect. Un alt proiect care l-am implementat și am înțeles că încă o școală din Cluj l-a implementat, este catalogul online. Catalogul online, acum, fiecărui părinte îi se trimite un SMS săptămânal în care sunt, cum sunt spuse, absențele din săptămâna respectivă ale copilului, ale elevului nostru, ale copilului și notele pe care le-au luat în săptămâna respectivă. Acum, oricât de dezinteresat ai fi ca și părinte, dacă tot îți vine și vezi un 4, mai vezi un 4, probabil că și în felul acesta încercăm să-i aducem pe părinți mai aproape de școală și să reînviem acea școală a părinților care ar trebui să fie și a bine pusă la punct. Nu toți părinții sunt interesați, nu toți părinții sunt în țară. Sunt mulți plecați afară și... Domnul director, cu cartelele, nu merge ca la Parlament. Să fie cu mai multe, știți cum e, probabil că se poate, nu zic nu. Și la asta ne-am gândit, că vine unul cu trei cartele la intrare. Este cameră, se vede. Noi ne-am spus că dacă cineva face, dacă un elev face așa ceva, îi scădem 3 puncte la purtare. Și ne-am pus până să semneze la începutul anului. Acum, știți cum, întotdeauna... Vedeți că și dumneavoastră presa vă gândiți la ce nu este bine. Poate că am mai spus-o odată, nu mai știu, cred că tot într-o emisiune, cred că la Antena 1, la Cluj. Suntem, românii suntem învățați să vedem numai ce-i rău. Nu, când ne strângem 5 sau 6 și vrem să facem un proiect, ne gândim, nu facem așa că este ilegal, nu facem așa că... Nu punem până aici, eu știu să fac până aici, suntem 5, știm să facem asta, ne mai trebuie unul care să știe să facă asta. Așa facem ceva mai bun. Dacă dăm la o parte tot, probabil că facem ceva legal, dar facem ceva mediocru. Nu mai faci ceva care să... Deci numai atâta... Să mergem paralel și cu catalogul clasic și cu online. Amândouă. Deci aia este pentru intrare. Cel puțin numiță străin. Da, am înțeles. Că dacă mi-a intrat un străin cu o cartelă, cartela aceea se vede dacă este. Deci cât de cât este altceva. Nu zic că nu se poate. Mai ales că se înregistrează ora de intrare de ieșire, ce e foarte important. Deci totul avem... Vă arăt și acum cum se vede. Vă arăt că dacă vezi, vă arăt că ați înțeleg atât de scurt, cum am văzut. Nu ca aș fi expert, dar vă spun la celelalte vizite, inclusiv doamna ministru a fost aici. De exemplu, aici aveți două calculatoare care se vede în ele și cărora li se poate impune de către profesor un defect, urmând ca elevii să facă partea de hard, deci nu neapărat. Soft. Ce vedeți aici, vedeți, tot așa se pot pune plăci și aici este, de exemplu, cum se repară în CD. Sau aici sunt calculatoare care le repară, au fost aduse și le repară elevii noștri. Se mai duce cât un hard, se mai duce cât o placă de rețea, cât o memorie. Așa. Aici este o centrală telefonică. Care funcționează, în care se vede totul cum merge, sunt două telefoane și în sfârșit învață, aici este tot cum este în realitate. Sau, ce este aici? Aici este un DVD, care iarăși, deci este școală, dacă vă uitați deasupra, se vede tot ce este în el și de aici se pun defecte de către profesor. Deci nu... La fel aici este un televizor. De aici se programează al cheie undeva asta, aici. Anume la profesor. Aici este placa care trebuie să fie în spate și tot așa simulează defectele și trebuie să legă. Deci, am intrat, de exemplu, în primul. Hai să mergem aici. Să nu ziceți că sau aceste cutii de geaba. Astea sunt cutii pentru fiecare lecție. În ele există câte o placă cu lecția respectivă care se pune pe... Deci se atașează la fiecare maghetă.
hai să mergem și în altă fază. Care este un stand? Un stand din asta, ce este pentru un stand, cât că costă în jur de 50.000 de euro. Tot cabinetul ăsta e peste 200.000 de euro cu tot ce are, inclusiv cu softuri cumpărate. Deci nu... Aveam la un moment dat, de contabilitate, aveam numai licențe de peste 100.000 de euro. Evident, luate din program, din proiect. Dar aveam aici, la fel, uitați-vă, sunt lecțiile. Acesta se ia, se pune într-un planetă, se pune placa, se atașează aici, elevul lucrează aici cu tot ce are și, și pe calculator îi se vede, și lecția este pe calculator, îi se spune, sunt întrebări, vede unde e greșit. Aș vrea să vadă ceva. Și poate că asta e cel mai important lucru care îi pot arăta într-o școală. Urmele pe care le lasă profesorul, din fericire, aici este ce-o lucrat în ultimul semestru profesorului de aici. Și credeți-mă, nu este ușor. Și sunt lucruri pe care nu le înțelege multă lumea. Uitați, inclusiv teste pe care le dau. Folosesc mult mai puțin tabla, fiindcă, din fericire, când școală fare, mi se dă dreptul ca la practică să facem cu clasa împărțită în două. Deci facem cu 10 elevi 12 ora profesor și la practică și este altfel. Uite, așa nu, am zis să vedeți numai ce urme când vezi așa ceva, deja nu mai pot să mai copulez un astfel de profesor care lucrează. Volum de muncă foarte mult. Da, este matră de teatru. Nu matră permanent. Sunt matră de la teatru. Mă duci. Ne mai dă și așa câte urmezi seara pe aici. Profesori. Imediat să ne prezească. Să ne întâi aici. E făcută din 2007, cred că. 30 ani 98. Da? Deci și aici. Știți ce, am găsit într-o dimineață, am găsit pe cu sargă, să făcea ora aici. Nu aveam cheie din altă clasă și zic, mai, la 7 la 8 aveam și zic, de ce? Nu știu ce să zic. Dar fiecare, dacă una de școală să aibă birou, să fie așa, așa că n-ai văzut. Nu. Nici nu. Personalizare total. Total, ce deși toate sunt? Așa. Îmi permis să văd. E luată cu copiii mei, deci e așa de... de lucrul ăsta. Că fiecare profesor și are calculatorul în clasă. Și lasă pe copii pe calculatorul. Cum se lasă pe copii pe calculatorul? Aici, de exemplu, e limba română. Ai nevoie să asculte. O să o poveste, să pună, să proiecteze ceva. Știi, înțelegi? Deci nu... Am acolo în prima, dar câți de știți? Să sunt donați în anul ce așteptă.
30 de geamă. Aici am învățat în copa mea. Eu i-am scris cu un pachet, dar de unul pe am centru de emisie de la TV cu 6.000 de euro. Și asta tot cam atât. Gândiți-vă că avem aproape 3 provider de internet. Servul, cât se lucrează online cu ministerul, avem multe și atunci trebuie să avem un cetier. Avem de la radio. Unde e antena aia din Seattle? Antena aia? Aia pe Windows 8 este. Da. Cât e la licență de dat? 50 de licențe. 50 de licențe pe Windows 8. M-ai întrebat că e licență și nu mai crez. Dar cum să nu vă crezi? Numai că... Dar uite, te închipuiți că profesorul stă cu lunitatea aia rămâne pe masă și elevii la tablă. De la un anumit nivel, profesorul nu are câmp vizual. Da, dar tu ai impresia că profesorul stă tot timpul la... Și elevii la tablă. Ia, v-a zis că e vigilist, dar totul numai pe ei, nu? Uitați-vă! Aud, el astăzi... Tablele, sunt mai multe. De spate. Am văzut bine. Da, am văzut bine. Așa, de exemplu. Vedeți? Și aici este. Și profesorul să se uită așa, când are un fel de birou așa, băi. E drept gelul. Corect. Ce? Corect. Nu, nu, serios, dacă nu. Și știi că nu mai are altul. Toată lumea are internet.